Bună seara, bun găsit la Scenă Deschisă, sunt Oana Zamfir. În această seară am alături de mine nu unul, nu doi, ci trei invitați. Doi dintre ei, actori mari, cunoscuți, din generații diferite, dar au un punct în comun. Au terminat ambii actoria la clasa lui Dem Rădulescu. Am putea spune că numele lor mijlociu este umorul. Pe unul dintre ei îl cunoaște publicul din România încă din anii 90, pentru că făcea parte dintr-un cunoscut cuplu umoristic al acelor vremuri, iar în aceste momente, în aceste zile, îl puteți vedea la Teatrul Constantin Tănase. Pe celălalt îl cunoașteți din numeroase producții cinematografice, iar în anul 2020 a fost distins cu premiul Gopo pentru cel mai bun rol, pentru rolul din filmul Arest. Al treilea invitat, regizor cunoscut pentru comedia care a reușit să aducă românii în număr mare în cinematografe, Două Lozuri. De ce sunt în această seară alături de mine? Pentru că au apărut, respectiv regizat, un film cum nu s-a mai făcut în România. Un film despre care presa din străinătate spune că e o combinație între Tarantino și frații Coen. Se numește Oameni de treabă, așa cum sunt și invitații mei din această seară. Paul Negoescu, regizor. Bună seara, Paul! Bună seara! Iulian Postelnicu și Vasile Muraru, bună actorii seara. Despre care vă spuneam bună seara. Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Paul, o să încep cu tine. Screen International spune așa. Asemenea fraților Coen și Tarantino, Negoescu îndreaptă cursul acțiunii pe teritoriul unui western în ultimele etape, Ilie, adică personajul principal al filmului, devenind echivalentul șerifului care îndreaptă cu întârziere armele împotriva răufăcătorilor. Tarantino și Coen, spuneam și mai devreme, am putea spune că Oameni de treabă e un fel de Tarantino și Coen după 6 luni în Botoșani? Cam așa, da. Bă, eu nu prea citesc cronicile. Recenziile, da. Le citesc așa în diagonală de multe ori să văd dacă e de bine sau de rău. Că atunci când e de rău zic că nu știu, ei nu se pricep ei să zică despre filmul meu. Și atunci nici când vorbesc de bine nu prea pot să iau în serios. Despre ce este Oameni de treabă? Oameni de treabă este despre un polițist dintr-un sat din Moldova, din nordul Moldovei, care nu vrea decât să fie și el un om normal, dar eșuează până și cu ștacheta pusă atât de jos. E un thriller cu elemente de comedie neagră și știu, Iulian, că tu... Eu zic că e o comedie neagră cu elemente de thriller. Bun. Iulian, știu că ai spus într-un interviu, tu fiind personajul principal, un rol de asemenea foarte aplaudat, așa, și cu multe review-uri pozitive în presa de specialitate, că te-a atras din prima când ai citit scenariul. Da. Ce te-a atras? Da, exact combinația asta între comedie și... mai mult decât tragic, thriller, asta m-a atras. Faptul că îți dă ocazia ca actor să te joci cu emoțiile spectatorului în mai multe feluri. Și n-are cum să nu fie o promisiune, cum să spun, care să-ți facă, să nu-ți facă cu ochiul un scenariu ca ăsta. Cine este Ilie? E un om ca mine, bănuiesc, care e prins într-o situație foarte dificilă. E cumva la o criză a vârstei, spre 40 de ani. E un polițist, da, dintr-un sat, undeva într-un județ din Moldova, că nu ne spune exact filmul care județ din Moldova, undeva într-un sat îndepărtat de oraș. Un polițist care vrea cumva să trăiască liniștit, are și un vis, nu? Are un vis legat de o livadă, da. E o chestie de-astea absurdă, așa. Își imaginează că e în stare să o facă, își imaginează că acolo poate construi o casă, își imaginează că, cine știe, o să-și găsească pe cineva cu care să împartă casa și apoi o să o umple cu copii. El fiind undeva după 40 de ani. El fiind la granița asta de 40 de ani, singur, divorțat, fără copii, fără... nimic proprietate. Și un personaj așa care stârnește un amestec de emoții. De la milă, la repulsie, la simpatie, nu? Și tu ai jonglat cu toate stările astea în momentul în care a trebuit să-i dai viață? Pe asta le-am citit în scenariu și apoi cu Paul și cu Ana, DOP-ul filmului, da? Și cu toată echipa am încercat să aducem chestia asta în față, să fie ghiveciul ăsta emoțional pus în față. Personajul dumneavoastră, domnule Muraru, este cel care îi dă
speranțe personajului interpretat de Iulian că această livadă, acest vis către normalitate, către o viață mai bună, poate deveni realitate. Un personaj negativ, în ciuda faptului că românii vă cunosc ca omul acela care îi face să râdă. Oamenii, da, publicul mă cunoaște ca om de treabă. Dar personajul ăsta și șansa de a juca în filmul ăsta, le mulțumesc la amândoi pentru că sunt niște artiști extraordinari și sunt atât de mândru că am jucat în filmul ăsta și că sunt cu ei și când mă văd cu ei tot timpul sunt de bucurie și am văzut filmul la Constanța. Și cum vi s-a părut? Un film în adevăratul sens al cuvântului. Și un exagerează film, cei din presa aia de specialitate, din străinătate, când spun că este un film care se compară cu stilul lui Tarantino, frații Coen? Treaba lor că ei nu știu filmele românești, nu știu cinematografia românească, dar e un film. Pentru că în ultimul timp s-au făcut filme foarte bune, s-au făcut filme mai mult pentru festivaluri, dar ăsta este un film. Îmi pare rău că nu mai funcționează toate cinematografele din țară să vadă lumea și cultul filmului a cam dispărut, pentru că lumea e mai comodă, mai... Dacă ar funcționa toate cinematografele acelea, credeți că oameni de treabă erau... ar umple sălile? Da. S-ar duce vestea și e un film care trebuie văzut. Dumneavoastră sunteți primarul din sat. Da, și sunteți și născut într-o localitate din Moldova. V-ați inspirat dintr-un personaj pe care la un moment dat l-ați cunoscut? De mai multe personaje pe care serios. Le-am cunoscut și pentru că am vârstă și am o șansă de a cunoaște și îmi plac oamenii care fac treabă, care realizează și i-am cunoscut și cu părțile lor mai puțin bune. Mai puțin bune. Dar cine e personajul dumneavoastră? Repet, pentru cei care nu știu exact pentru despre ce vorbim. Nu știu, este ceva care o să-i surprindă. Pentru că ei se așteaptă la mine să ne apucăm de glume, să ne apucăm de drumul la televizor. Începe Revelionul. Revelionul, Atanasie, vin să vadă spectacole de divertisment. Aici e altceva și a avut încredere, în primul rând, domnul Paul, a avut încredere să joc în acest film și să vă arătați o altă latură. Și lui Bogdan Georgia Petri, care m-a distribuit. Neidentificat, adică sigur. Da. Pentru că dumneavoastră... Au văzut în mine ce trebuiau să vadă. Exact cum spuneam, dumneavoastră sunteți cunoscut publicului larg pentru cuplul, celebrul cuplu cu regretatul actor Nael Lăzărescu din anii 90. Și acum la revistă, cu la revistă Fătu, dar să nu uităm că dumneavoastră ați apărut și în filme. Da. Cea mai fericită fată din lume, Radu Jude, în 2009, sper că nu mă înșală memoria, ați apărut și în Ana Mon Amour, ați jucat și în Neidentificat. Sunt câteva producții cinematografice în care dumneavoastră ați apărut. Dar mie mi se pare că rolul ăsta, în mod special din Oameni de Treabă, este mai cu substanță, este mai important decât ce ați făcut în ultimii ani în cinematografie, de aici și sprâncenele ridicate pe care sunt sigură că le vor avea cei care vă vor vedea am în acest film. Am văzut reacția și în sală, pentru că era un public foarte avizat la festival la Constanța. Tineri foarte mulți și oameni de film care au venit la ora, mă rog, a fost o oră mai matinală fiind ora 5 după masă, oră normală, ar fi fost pe la 8 încolo, dar mă rog, nu contează asta, dar era un public avizat și un public care a realizat și a rămas surprins și în primul rând de tot filmul, nu numai de mine, și pe urmă, în al doilea rând, de mine. Hai să vorbim, Paul, despre faptul că tu ești născut în București și spre deosebire de ce ai făcut la o lună în Thailanda și de ce ai făcut la povestea unui Pierd de vară și două lozuri. Tu acum ai regizat un film, dar scenariul nu ți-aparține. Un scenariu cu o poveste plasată, cum spuneam, într-un sat din Moldova, cu personaje care vorbesc pur moldovenește, cu accent, tu fiind un băiat crescut, născut în București. Cum a fost pentru tine să faci filmul ăsta? Cât de greu a fost? Dacă am fost născut și crescut în București, nici n-am copilării la țară. N-ai experiența asta de mers la țară. Nu. Deci tot universul ăsta de viață la țară, Bașca, că mai era și în Moldova, unde fusesem în vizită de câteva ori numai, a fost o provocare să cunosc lumea.
și unul dintre motivele pentru care nu am acceptat scenariul ăsta din prima. Când serios? Când a venit la mine Radu Romaniuc cu scenariul, inițial am refuzat și apoi am acceptat să produc scenariul ăsta, dar cu un alt regizor, și de-abia după un an și ceva de insistențe ale lui Radu, am acceptat să... Dar de ce ți era frică? Pentru că povestea, mă gândesc că ți s-a părut bună din prima. Povestea mi s-a părut bună, dar mi s-a părut că universul e mult prea departe de mine și că nu-l cunosc. Uh-huh. Și până când nu am înțeles personajul, până când nu mi-am dat seama că de fapt personajul principal, Ilie, până mi-am dat seama că e un personaj pe care îl înțeleg foarte bine și că conține lucruri care pe mine mă interesează și m-au interesat și în celelalte filme, de persoană confuză, pierdută între două direcții, cu intenții bune, dar fără să știe cum să ajungă la rezultatele bune, până atunci nu eram convins. Și când am înțeles de fapt cum funcționează personajul, și mi-am dat seama că îl înțeleg foarte bine, atunci restul lucrurilor au fost simple. Doar m-am dus, m-am documentat, am văzut cum e viața în Moldova, am căutat actori cu accent, care să poată să vorbească cu accent moldovenesc. De aici avem și, adică a fost unul dintre lucrurile care au contat, nu? În momentul în care au fost aleși, faptul că actorii sunt născuți în județe, ori din Moldova, ori aproape de regiunea Moldovei. Iulian, tu ești din Galați, născut în Galați, domnul Muraru în județul Neamț. Apar în acest film și Crina Semciuc, care știu că tot așa e născută undeva în zona Moldovei, și apare și Angel Damian, care este bucureștean, dar el, din fericire, personajul lui nu trebuie, nu apare în fișa personajului, că trebuie, exact, care nu trebuie să vorbească cu accent moldovenesc. Iulian, știu că tu ai o poveste interesantă despre experiența pe care ai avut-o la filmări. În momentul în care ați mers acolo, ați amplasat toată aparatura, s-a creat platoul de filmare. Cum a fost interacțiunea cu oamenii locului, cu cei din comunitate? Pentru că știu că tu ai o poveste legată de asta. Cred că e prima dată când am văzut o echipă de filmare și e cam ca o navă spațială care apare lângă tine. E ceva destul de straniu. Copiii mai ales, nu? Mulți dintre copii erau ciorchine acolo. O parte din ei cred că au și intrat în film într-un fel sau altul. Se băgau un cadru și erau doi frați, doi gemeni. Abia târziu am înțeles că sunt gemeni, pentru că aveam senzația că e unul care e peste tot. plecam cu mașina după ce lăsam pe unul într-un loc și îl vedeam în alt loc, pe același individ, pe același copil, ceea ce era, păi ce-a făcut ăsta, a fugit peste deal, departe, pentru că, da, și e emoționant așa să-i vezi cât de afectuoși sunt cu oamenii care vin în sat, cât de ochii mari care se uitau la tot ce se întâmplă în jur, Nu te las să scapi. În a doua parte a emisiunii, după ce facem pauza de publicitate, o să-mi povestești ce ai făcut tu după. După ce s-au încheiat filmările... Am mâncat copii. Da. După ce s-au încheiat filmările, te-ai întors la București și ai rămas așa. Te-a bântuit această imagine. Privirea copiilor din momentul filmărilor. Dar o să revenim la asta. Domnule Muraru, cât de greu v-a fost să fiți serios și să fiți ușor malefic pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale? E greu, mai ales că am repetat înainte și... Slavă Domnului, nu? Da. Bănuiam că o să-mi iasă, sigur că nu e chiar ușor, probabil că ni se pare ușor după ce vezi lucru finit, dar una peste alta a fost o experiență deosebită și o experiență în care a trebuit să îmbin și ce am trăit de-a lungul vieții și ce au scris doi scenariști. Corecțiile și indicațiile regizorale ale domnului Paul. Cu accentul cum v-a fost? Greu să înveți limba moldovenească. De ce? Cum adică să o învățați? Păi da, nu v-ați născut acolo? Satul Doina, comuna Girov. Da.
Și deci la țară, la țară. Eu m-am dus la liceu prima dată în oraș. Prima dată în oraș, când m-am dus la liceu. Deci l-ați scos din sertar și a revenit. Nu e că a mers pe bicicletă, nu e, se uită, mă gândesc. Exact așa, pentru că venind la facultate a trebuit să eu, când mă duc acasă, vorbesc perfect. Moldovenește. Sigur că da. Când am venit la București, a trebuit să uit. Da, acolo a fost un amestec de accente moldovenești, nu? Numai cunoscătorii știu că, de fapt, acolo fiecare vorbește un pic alt accent moldovenesc. Am avut noroc și cu nora mea care m-a învățat ucraineană. Așa. Că din, e din Ucraina, domnule, localitatea Mămăliga, e pur ucraineană. Și m-a învățat replicele în limba ucraineană și... Paul, ce film e Oameni de treabă? E film de festival? E film comercial? Unde se situează? Cumva între. În România avem, din fericire, foarte multe filme bune de festival. În ultimul timp avem și filme de public care reușesc să umple sălile de cinema. Ce... avem mai puțin, sunt aceste filme între care reușesc să satisfacă atât spectatorul cinefil înrăit, care vrea să vadă filme mai profunde decât filmele care rulează în mod obișnuit la cinematografe, filmele de popcorn, dar și spectatorul obișnuit care asta vrea să meargă la un film, să se destindă, să nu fie foarte solicitat sau foarte zdruncinat emoțional și cerebral. Și cred că filmul ăsta reușește să facă amândouă lucruri, pentru că tratează un subiect serios, dar în același timp e un film care are suspans și are umor. Și atunci spectatorul la final nu se simte că a dat banii degeaba pe bilet. Și din reacțiile pe care le-am avut în proiecțiile de până acum, proporția covârșitoare e că spectatorul pleacă cu o impresie bună după film. Deci chiar cred că o să le placă. Variety spune că doar un film românesc poate face din asta o poveste amuzantă, pentru că spuneai că este un subiect serios, tot pentru telespectatorii care sunt acum curioși și se întreabă ce-i, domnule, cu filmul ăsta Oameni de treabă, care este subiectul serios? Filmul tratează mai multe teme. Unul dintre ele, poate cel mai vizibil, este corupția. Și o tratează cu umor și cred că este un lucru bun, pentru că atât de tare ne-am obișnuit cu subiectele astea, că de multe ori nici nu mai suntem atenți la ele, de multe ori citim doar titlul știrii și știm deja ce urmează, dar fiind o poveste amuzantă, cred că poate să facă spectatorul să privească lucrurile dintr-o perspectivă ușor schimbată, să vadă lucrurile cu alți ochi și să înghită pastila cu puțin zahăr. Altă temă a filmului este legată de felul cum ce așteptări are societatea de la noi ca oameni și ce trezește asta în noi. Adică de multe ori noi încercăm să ne ridicăm la niște așteptări fără ca fără să ne fie ușor sau fără să vrem neapărat sau să simțim că vrem neapărat lucrul ăsta. Ilie, de exemplu, este un personaj care el vrea anumite lucruri care sunt lucruri simple, adică îl ar încadra într-un om cu ștachetă joasă, de fapt, nu cu ambiții foarte mari. Sigur. Pentru că așa crede el că asta e calea către fericire, dar nu înseamnă neapărat că asta își dorește. Asta și livada aceea pe care și-o dorește e o metaforă, de fapt, nu? E și o metaforă, adică în film lucrăm cu simboluri, lucrăm cu... Dar și concret își dorește să se rupă un pic de lumea asta care trăiește zi. Eu mă întorc, Iulian, la Tarantino și la frații Coen, care au semnat de sigur scenariul pentru serialul celebru Fargo. Fără să dăm spoilere, bine, sigur, l-aș întreba și pe Paul același lucru, dar vă las să vă completați dacă e cazul. Fără să dăm spoilere, fără să stricăm surprizele din film,
Care sunt elementele care amintesc de Tarantino și de Coen? Că probabil toți cei care ne urmăresc se întreabă ce e cu filmul ăsta de aduce a Tarantino? Chiar a Tarantino? Pe bune, chiar a Tarantino? Da. Păi e sângele care aduce aminte de... E violența. Serios, se întâmplă asta în filmele românești, Iulian Costelnic, da, cu sânge pe pereți? Da. Apoi mai e fix combinația asta între înfiorător și ridicol, care numai în final se întâmplă. Și cred că astea sunt. Cred că aduce faptul că filmul se termină cu o scenă într-adevăr sângeroasă, da, violentă, da. Ceea ce în Trinitate se zice Mexican standoff, în care se confruntă protagonistul cu antagonistul. Și felul în care decurge așa secvențe este amuzant, ridicolă și amuzantă. Adică mi-aduce aminte, adică nu că mi-aduce aminte, când pregăteam filmul și am văzut ultimul film al lui Tarantino, Once Upon a Time, da, in Hollywood. Care tot așa la final are, exact, partea... După ce am văzut secvența din final, care este iar violentă și sângeroasă, dar este hilară. Adică am râs, mi-au dat lacrimile la secvența respectivă. Imediat am sunat pe scenarist și am spus să vadă filmul ăla, că și filmul ăla se termină cu o secvență gândită asemănător. Evident, filme diferite, stiluri diferite, dar faptul că există scena asta, secvența asta în final, poate să aducă aminte. S-a mai făcut așa ceva în România? Da, nu știu. Hai că trebuie să știi. Acum, filme care tratează teme serioase, care au accente de umor. Film de genul acesta, film exact așa cu ingredientele astea. Cu ingredientele astea, care să aibă și umor, și suspans, da, și astea, nu știu, nu-mi vine acum aminte, dar filme care să trateze subiecte serioase cu personaje ridicole care au umor, Pintilie, toate filmele lui Pintilie erau așa, de pildă. Filme care să aibă suspans și nu știu, să aducă de filmele astea practic o animație, de câine, lumirică, de exemplu, la fel, dar acolo sigur, e mai puțin umor. Se găsesc. Spre deloc. Depinde cum îl percepi. Eu când l-am văzut, n-am prea simțit umorul. Da, e mai serios. Sigur. De film, da. Vreau să-mi spuneți cum a fost la filmări, mai ales partea aceea de final, la care făcea referire acum Paul Negoiescu. Eu mă întreb dacă v-ați distrat la filmările alea. Trebuie să fim atenți, să nu greșim. E viață, filmul ăsta prezintă viața așa cum e ea, chiar dacă se văd simbolurile și în viață sunt simbolurile pe care lumea trece cu capul în jos și nu se uită să le vadă sau nu le percepe. Un film ca ăsta, poate neorealism, poate fac o greșeală italian, să aibă aspecte, foarte multe aspecte din filmul ăsta, pentru că e o viață într-un sat, e un areal în care te întâlnești cu tot ce vrei din viața unui om, cu fraudă, cu comedie, cu tristețe, cu duritate, cu tragedie, cu violență, cu tot ce vrei, inclusiv și sânge, nu te aștepți. Inclusiv sânge. Și inclusiv sânge, sigur, schimbând scenariul și... Reducând cantitatea, probabil. Cantitatea, da, normal. Nu te aștepți. Nu te aștepți când zici, bă, ce oameni de treabă încep pentru... nu e. Dar te prinde și te convinge că viața e așa cum este prezentată în acest film. Oameni de treabă, titlu... Ironic, evident. Nu, de treabă sunt toți. Fiecare își vede de treaba lui. Fiecare cu treaba lui, nu? Pretinde că e un om de treabă, da. Și e un om de treabă, numai că o face cam prost. Pentru tine o scenă așa care te-a marcat? Care ți-a fost poate cea mai grea? Eu zic că cea de la final, da, acum... Tehnic, așa se vede, neapărat, da. Nu neapărat. Eu mă bucur de fiecare dată când fac un film, vorbesc cât se poate de serios. Nu sunt genul de actor care să sufere la repetiție, la filmare sau când citește scenariul. Nu, fac lucrul ăsta în primul rând
dacă și pentru că îmi place, dacă se întâmplă să mă chinui, înseamnă că ceva e stricat acolo, la mine sau la scenariu. Deci nu te-ai chinuit, a fost o plăcere. O, da, o bucurie cap coadă. Și va ieși foarte bine. Oameni de treabă care sunteți în platoul Scenă Deschisă, luăm o foarte scurtă pauză și pentru că am aici alături de mine trei oameni care știu cu ce se mănâncă umorul, o să vreau să vorbim după pauză despre umorul. Cum mai e cu umorul la român, ce mi-e face pe român să râdă? Foarte scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi! Am revenit la Scenă Deschisă. În această seară vă reamintesc trei invitați alături de mine, actorul Vasile Muraru, actorul Iulian Postelnicu și regizorul Paul Negoescu. Spuneam înainte de pauză că vreau să vorbim despre umor și am alături de mine așa, un actor, le reamintesc celor care s-au alăturat între timp emisiunii din această seară, un actor celebru, cunoscut în România pentru faptul că făcea parte din duo-ul umoristic Nae Lăzărescu, Vasile Muraru din anii 90. Îl am alături de mine pe Iulian Postelnicu. Pe lângă faptul că ești actor, Iulian, tu ai pus semnătura pe niște scenarii în show-uri TV de divertisment. Și aici mă refer la Divertis, la Sfierbinți, Mondenii. De asemenea, Paul Negoescu, Paul, mi-amintesc când ai venit la Cannes Film acum câțiva ani, după ce ai lansat două lozuri, mi-ai povestit că la TIFF se dădea lumea cu capul de scaunul din față de râs. Prin urmare, am alături de mine trei oameni care știu să facă oamenii să râdă. Și o să încep cu dumneavoastră, domnule Muraru. An la rândul ați făcut românii să râdă în niște vremuri foarte complicate în România. Nu era ușor. Bine, nici acum nu e ușor, dar lucrurile stau un pic altfel. Din ce în ce mai greu, da? Da. Cât de mult s-au schimbat lucrurile? Cât de mult s-a schimbat umorul din 1990 până în prezent? După 90 am apărut un cuplu. Da. Cu domnul Nae, cu niște texte extraordinare și lumea, deci, uitase până atunci în spectacole sau în divertisment, era o muzică, muzică ușoară, celebrele vedete de atunci și erau de umplutură umorul și s-a produs nevoia oamenilor, nevoia sufletului românilor care simt și trăiesc și umorul e în sângele românului. S-a răsturnat și a devenit proza, a devenit gluma, a devenit interpretarea textelor, a devenit primordială în spectacol. Cine scria scenariile? Dumneavoastră cu domnul Nae? Da, el definitiv avea un talent afară să definitiveze. Eu aduceam texte de la diferiți autori și pe urmă a fost perioada cu colaborarea cu Dan Mihăiescu la TVR, care era un umorist și un textier deosebit, nu, Iuliane? Da. Și cât s-a schimbat umorul? Că pe vremea respectivă făceați caz de necaz, de ani, nu? Da, 25 de ani rămâneau la mare sute de 7 spectacole pe seară, rămâneau câteva sute în fiecare seară pe afară, nici nu realizam, nici n-am... Acum mergem pe țară, nici pe țară nu realizam nevoia oamenilor și cât succes era, ce să zic, o zi. La Cluj... 10.000 de bilete la Polivalentă, sala studenților 1.200 și mai erau și în picioare, după care ne-am dus și la Zalău, erau și pe lampă, spectatori, după vreo 3 ore de așteptare. Wow! Da. Asta se întâmpla în 96, 97. Bun, deci anii 90, am zis bine. Așa. 25 de ani, după care a trebuit să schimb macazul și am făcut cuplu, făcând un test și asta, nu mai, indiferent cât de bun ar fi fost un bărbat, nu era comparația, ar fi fost, pentru că lumea, eu nici n-am realizat că lumea ne-a luat în brațe atât de tare și ne-a iubit atât de mult. Și atunci am făcut cuplu cu Valentina Fătu și am schimbat macazul și mergând prin țară, acum realizez, pentru că lumea vine și ne mulțumește că... Pentru atunci. Pentru calitate. Nu, da. Nu, pentru acum vede calitatea. Aha, aha. Calitatea care vrem să o menținem, pentru că umorul care, din păcate, a pătruns pe diferite căi, se spunea în cercuri restrânse și la anunț. Da. Umorul cu direct pe la anunț se strângeau câțiva, spuneau bancuri mai cu... Deci, mai fără perdea? Fără perdea, dar nu în plen, așa, cu toată lumea. Ori, acum se spune pe scenă, din
nu știu, părerea mea, nu mă pricep eu la asta, dar există public și pentru asemenea. Vă referiți la stand-up comedy, la roast-uri, la ce se întâmplă? Nu, stand-up-ul se face de oameni deștepți. Uite, făcea și Naie făcea stand-up pentru că făcea monolog non-stop. Era Mircea Crișan, a fost Doru Octavian Dumitru. Eu sunt sănătos. Și face un stand-up de altfel. Da. Treaba lor, fiecare face ce vrea. Dar umorul la români aducea, spre exemplu, venea Aurelian Andreescu, fie iertat, marele cântăreț ăsta, venea seara la teatru, în fiecare seară, că așa jucam atunci, seară de seară, cu trei bancuri, patru bancuri, trecând prin cârciun, în fiecare, culegea câte un banc. Și venea și ne spunea bancul în fiecare zi. Țineți cont, în fiecare zi. Pe urmă a venit o perioadă când apărea un banc, nu știu la cât timp. Pe urmă a început iară să... Deci da. Revină lumea și să... Deci un popor vesel și lumea... Lumea vrea să râdă vrea în continuare. Vrea să râdă, lumea vrea să râdă și vrea. Eu înțeleg din ce povestește domnul Muraru Iulian că a avut și umorul ăsta al românilor perioadele lui, cu ups and downs, cum zice românul. Da. Cum e acum? De ce să mai râde acum? Că în anii 90 îmi amintesc, iartă-mă, și o să te las să continui. În anii 90 îmi amintesc că se râdea foarte mult și se făcea acea satiră politică. O să vreau să discutăm despre asta. Deci erau în culise colegii vedetele de atunci, că puteți să vedete mari, imense. Așa. Stella Arșinel, Florin Piesic, Jean Constantin, Demrădulescu, Nicu Costă, imense erau. Stăteau în culise la ce spuneam cu Naie. Cum și m-a spus asta, a zis și aia, bă, dar nu vă e frică, nu vă e cutar, nu e... Așa, nu eram... apropo de satira politică, nu? Da. De ce se mai râde acum? Acum nu mai auzi satire de genul ăsta, nu mai auzi glume din astea, cel puțin la televiziuni, în care ei, politicienii, care, slavă Domnului, ne dau material în fiecare zi, nu? Am avea cu ce să lucrăm. De ce nu se mai întâmplă asta? Dar nu mai e atât de riscant să te ia să-ți dea și atunci, dacă o faci, parcă... curajul nu mai e reprezentat de tine. Și atunci e transferată latura asta a umorului, lipsa de politețe la adresa autorității, în altă direcție. Chestii care țin de alte aspecte ale societății, alte tipuri de relații între oameni, sunt alte taburi, sunt acum atacate și mie mi se pare că sunt mulți tineri care practică un tip de comentariu social sub forma asta a umorului, a stand-up-ului, foarte bun. Eu văzând de-a lungul vremii, de-a lungul anilor, văzându-i în evoluție și mi se pare că sunt extraordinar de buni. Sunt în cluburi de stand-up. Dar nu mai au vizibilitatea aceea pe care o aveau cuplurile despre care vorbea domnul Muraru. Pentru un public care a rămas îndrăgostit de actorii de atunci. Dar altfel ei sunt foarte cunoscuți pe internet, au foarte, foarte mulți admiratori, urmăritori, care sunt foarte recunoscuți și aduc, atunci când intră în alt tip de producție, cum e un film, aduc public la cinema prin faptul că sunt cunoscuți și așa, sau în principal așa, ca stand-up-uri, ca umoriști care practică tipul ăsta de umor. Dar e bine reprezentat la noi. Te întreb pe tine, Paul, pentru că tu ești regizor, cum s-ar putea relua un astfel de model, cum au fost cuplurile umoristice de pe vremuri, cu toate instrumentele pe care le avem acum la dispoziție, că avem o grămadă de tehnologie care în anii 90 nu exista. Dacă ar mai fi să fie făcut un show de divertisment pe modelul ăsta de satiră politică? Modelul există. Noi nu inventăm rata, ne mai uităm și la alții mai mari cum fac și în America cel puțin. Păi da, dar eu întreb de România. Saturday de Night Live există de atâția ani și încă face sketch-uri politice. Ca să se facă e nevoie de cerere și cineva care să producă. Și Saturday Night Live e produs de televiziune. Dar e costisitoare o producție ca asta. Adică știu bine de la colaborarea cu SRC-ul, cu Tony Greco, apoi și aici am lucrat. Da. Costă o producție.
Deci, în primul rând, are legătură cu finanțarea, cu banii, cu bugetul. Da, ce se face acum în România, în cluburi, asta nu costă să ții un show, dar să faci o producție, trebuie cineva să investească. Și cred că, din ce observ acum, sunt cei care decid lucrurile astea sunt mai interesați de un rezultat imediat, adică nu prea pot să investească pe termen lung și atunci prefer să investească puțin cu efect mare. Dar știți ce mă întrebe, domnule Muraru? Că pe vremuri mulți oameni care urmăreau genul ăsta de umor, de satiră, spuneau e foarte important să existe pentru că stăm așa ca un ghimpe în coasta lor. A politicienilor și ține simțul critic treaz. Asta a fost lupta românului, românul din sală, spre exemplu, pe timpul lui Ceaușescu, noi mai băgam câte o strâmbă. Da. Și lumea râdea și la altceva care considerau ei că e atac. Da. Deci lumea foarte deșteaptă și foarte, foarte pregătită și ne surprindea și pe noi de pe scenă care hai că o băgăm pe asta cu aia, băgăm nimic. Îi râdeau și la aia, dar mai găseau și descopereau tot timpul că lumea asta voia, asta vrea, mai ales la asemenea gen de spectacol. Din păcate, ce spunea și după, costurile... Păi închipiți-vă că erau 24 de teatre de revistă, adică de divertisment în România. Mai e Tănase, mai e secție la Pitești, secție la Ploiești, Galace, asta e. Vi s-a întâmplat vreodată în toți acei ani în care făceați aluzii, îi luați peste picior pe politicienii vremii, să sune telefonul vreodată sau să primiți vreun reproș vreodată? S-a mai întâmplat, nu pot să spun... Eram chiar într-un platou de televiziune și l-am și înjurat pe ăla. Un politician? Da. Și s-a blocat Stella Arșinel. S-au speriat și ei. Pentru că, stai mă un pic, ce e asta? Dar să vă mai spun una. Pe timpul lui Ceaușescu, am lucrat un spectacol, toată lumea știe fotbal. Și vine un mașinist și spune, dar ești băiat tânăr. N-are rost să zici replica aia. Eu nu am realizat atunci. Colaborator, îți dai seama. După ani, de ce mi-a zis mie asta? Înseamnă că era cu ciripitul, cu treburi, cum era... Încerca să vă protejeze, sau să vă dea un semnal că mai bine lăsați. Nu mai bine să tac, da. Da, și n-ați tăcut, nu? Cum să taci? De ce m-am făcut artist? Adică... Iulian, cum se face că tu ai terminat, cum spuneam în deschiderea emisiunii, ai terminat, la fel ca domnul Muraru, actoria la clasa lui Dem Rădulescu, marele actor Dem Rădulescu a murit în 2000, dacă nu mă înșel, tu ai terminat în 2002, dar ai prins, nu? Am prins ceva cu el. Cum se face că tu nu joci roluri amuzante? Că eu te-am văzut numai în roluri, de ce am văzut eu, te-am văzut numai în roluri dramatice, serios, foarte serios, când tu știi să râzi și știi să faci oamenii să râdă. Păi am făcut mulți ani comedie, sketch-uri, am făcut toate rolurile de idios, de tâmpiți, de... E adevărat. Mi-amintesc. Da. Mi-amintesc. Așa că nu cred că eu... Am făcut și stand-up. La cinema, deci ai avut roluri serios. La cinema am mai avut apariții mici în care nu eram chiar cu capul pe umeri așa. Ba, cădeam din picioare, leșinam și dădeam cu capul de un sicriu la sitarul, în domestic. Adică, singurele roluri serioase au fost astea, de la începând cu un etaj mai jos la Muntean și apoi cu Arest, unde e mai mult decât serios, e înfiorător rolul. Dar și acolo are nuanțe comice personajul, adică e într-o zonă absurdului. Și îmi place să le colorez așa, nu pot să fii doar... Și îți spuneam înainte de pauză că nu te las să scapi. Ce ai făcut tu după filmările la Oameni de Treabă, după ce ai avut interacțiunea cu copiii aceia din sat, care se uitau cu ochi mari și mirați la voi și ai spus într-un interviu, mă gândeam că ei chiar au avut șansa să vadă niște actori adevărați la ei în sat, dar foarte mulți copii din zonele de genul ăsta, din medii defavorizate, nu apucă niciodată să vadă actori adevărați, altceva decât ce le permite bula lor să vadă. Da? Și atunci tu te-ai întors la București și te-ai gândit cum să faci să ajuți, să dai măcar o șansă unor copii din astfel de medii la mai bine.
la o educație mai bună. Ți-ai făcut un obiectiv din august până în decembrie să alegi 3.000 de kilometri, echivalentul la 143 de semi-maratoane, să strângi o sumă de bani pe care ai donat-o apoi. Spune-mi dacă ți-a ieșit și cât ai reușit să strângi și dacă mai vrei să faci așa ceva. Mi-a ieșit. Suma n-a fost mai. A fost mică pentru nevoile celor de la Educampus Concordia de la Ploiești, pentru care a fost cum îi spune, acțiunea asta. S-au strâns banii, s-au depășit un pic, adică au fost vreo 13.000 în loc de 10.000 cât îmi propusesem. Da, da. Ce m-a impresionat, m-a emoționat la Botoșani, în județ, văzându-i pe copii, nu neapărat faptul că au văzut niște actori, că până la urmă actorul... E vorba că nu au mai multe șanse în general, șansă la educație, șansă să circule, să vadă, să afle lucruri, nu un actor, doamne iartă-mă. Mai faci așa ceva? Eu aș face, doar că chestia asta a fost întâmplătoare, n-a fost atât de gândită da. Toată povestea asta. Și totuși asta. Ți-a ieșit. De aici întrebarea mea, dacă vrei să repeți. Da, dar cred că aș face-o mai organizat și mai cu cap planificat, în sensul în care greșelile au fost din partea mea, pentru că n-am știut să o promovez, n-am vizibilitate, n-am știut să mă asociez cu oameni care au vizibilitate și care ar fi putut ajuta toată chestia asta, în așa fel încât să însemne totuși și mai multă vizibilitate pentru ei, pentru mai mulți campus, bani, prin urmare. Și mai mulți bani. Uh-huh. Și mai mulți bani. Da. Deci, atenție celor care ar dori să susțină astfel de cauză, Iulian Postelnicu este dispus să alerge foarte mulți kilometri da. Pentru copii cu mai puține șanse din România. Paul, în încheierea discuției noastre aș vrea să vorbim un pic despre un proiect care e pe țeavă, cu ghilimele de rigoare, un proiect care vine după două lozuri, partea întâi, două lozuri, partea a doua, aceeași Dorian Boguță, Dragoș Bucur și Alexandru Papadopol, o comedie în adevăratul sens al cuvântului. Știu că ați încheiat filmările. Cum e? O să râdem la fel de mult ca la prima parte? Sper și cred că da. Adică când am făcut prima parte, noi nu prea știam exact în ce ne băgăm și ce o să facem. L-am făcut mai mult așa pentru noi și faptul că filmul a avut succes după aia a fost un bonus. Acum așteptările sunt altele și încă de la început am scris filmul special în direcția asta. Adică e... voit scris mai comic, adică cred că cine a văzut partea întâi și i-a plăcut partea întâi, o să-i placă și partea a doua. Tot în încheierea discuției noastre, fiecare vă dau spațiu, câteva fraze pentru cei care ne urmăresc, de ce să meargă să vadă Oameni de treabă, Paul? Cum spuneam, că e un film care cu siguranță nu plictisește, adică din proiecțiile pe care le-am avut până acum, nu am văzut pe nimeni să scoată telefonul în timpul filmului, să-și verifice mesajele. Să filmeze. Sau să filmeze, da. Pentru că e un film care are și suspans și umor, are un personaj interpretat de Iulian care este magnetic, adică oamenii care văd filmul rămân impresionați. Să vină fără chi. Să vină fără metalele ei. Da? Că vor avea numai de câștigat. Iulian, îți iese Coapce Moldovenesc? Îmi iese, îmi iese. Te rog. Să vorbesc acum cu Alexandru. Da. Este... Hai să încercăm. Mi-e greu. Mi-e greu pentru că eu îmi șterg personajele odată ce le-am... Serios? Da. Mi se întâmplă... Dar nu e o chestie voluntară, pur și simplu se întâmplă. Uit textul, uit a doua zi după filmare, nu mai știu nici ce am filmat, nici ce... Deci nu cred că mi iese. Deși băi. Mi iese. Dar da, sună ca și cum laud filmul în care am jucat, dar e un film de care sunt... Dar chiar asta este. Dar chiar asta este laud, da. Pentru că sunt chiar să mândru de el. E un film la care o să vă simțiți clar bine. Mie mi-a plăcut foarte mult. Deci veniți la el. Domnule Muraru. Ce pot să recomand celor care iubesc filmul și celor care își doresc să vadă un film adevărat, am spus-o, o spun și repet, să meargă să vadă acest film Oameni de treabă. Oameni de treabă, mulțumesc tare mult tuturor
că ați venit în această seară la Scenă Deschisă, Vasile Mularu, Iulian Postelnicu și Paul Negoescu, pe care îl așteptăm și cu o proximă ocazie în platoul Scenă Deschisă. Pentru două lozuri abia aștept să văd partea a doua. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această seară alături de noi. Noapte bună!